rușii s-au retras din majoritatea localităților de lângă Kiev. În urma lor rămâne masacrul. Este vorba despre sute de oameni vinovați, executați și torturați de militarii lui Putin. Tragedia nu rămâne fără ecou, inclusiv în România. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Tania a devenit imaginea suferinței din Bucea și a îngropat soțul în curtea blocului și de atunci stă cu orele în genunchi lângă mormântul lui. Vă rog, vă implor, faceți ceva pentru toate soțiile și mamele. Faceți pace pentru ca nimeni să nu mai își plângă morții oamenii împușcați în cap, desfigurați încât au fost recunoscuți doar după pantofi și îmbrăcăminte, cei mai mulți cu mâinile legate cu pânză albă. Mulți au murit torturați în feluri inimaginabile. Peste 400 de cadavre au fost descoperite până acum, puțin peste 100 au fost identificate, însă, într-o groapă comună, erau 57 de victime. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în fiecare zi găsim în butoaie peșteri, oameni sugrumați, torturați, sunt crime de război care vor fi recunoscute drept genocid de lumea întreagă. Moscova susține că imaginile cu cadavre au fost fabricate de Kiev, cu scopul de a discredita Rusia și pentru a compromite negocierile. Spune că zilele următoare va prezenta și dovezi.